Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru această sărbătoare specială și pentru zidirea noastră sufletească de ziua mamei, aș vrea să vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la 1 Samuel, capitolul 1. Voi citi de la versetul 17 la 19. 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 17 la 19. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea a zis, ea fiind Ana, să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în această zi de sărbătoare, pentru mamele noastre, pentru mamele fiilor și fiicilor noastre, în această zi de sărbătoare, când ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu care spune să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta, aceasta fiind cea din tâi poruncă divină însoțită de o făgăduință. În această zi, deci, aș vrea să vă opresc atenția asupra cuvântului lui Dumnezeu și să învățăm câteva lucruri speciale pentru mamă. Mă voi adresa mamelor cu precădere, însă mesajul meu este la fel de potrivit taților, la fel de potrivit tinerilor și tinerilor, la fel de potrivit tuturor celor ce vor să aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. În textul pe care l-am citit, este vorba de această femeie cu numele Ana, care nu are copii. Se roagă lui Dumnezeu, stăruiește înaintea lui Dumnezeu, acolo la cortul întâlnirii, și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Dumnezeu o binecuvintează, Dumnezeu face o minune cu Ana, naște un fiu, care îi pune numele Samuel, și Samuel devine unul dintre cei mai mari profeți și oameni ai lui Dumnezeu în paginile Sfintelor Scripturi ale Vechiului Testament. Din istoria lui Ana, din pasajul pe care l-am citit, aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj educativ, cu un mesaj spiritual, un mesaj care să ne ridice sufletul și pe care l-am intitulat O mamă și rugăciunea ei. O mamă și rugăciunea ei. Este imposibil să fii mamă și tată și să nu te rogi lui Dumnezeu, să nu ceri ajutorul lui Dumnezeu. Este imposibil să fii părinte și să nu înveți să depinzi de Dumnezeu. Pentru că cine poate să te susțină mai bine ca tată și ca mamă? Cine poate să-ți rânduiască pâinea cea de toate zilele? Și cine te poate sprijini în singurătatea în care te afli de multe ori chiar în familie? Cine dacă nu Dumnezeu? Deci e o mamă, cu precădere astăzi, de ziua mamei aici în Statele Unite, o mamă trebuie să reînvețe să se roage Domnului, să depindă de Dumnezeu în rugăciune. Pentru că va fi, după cum vom vedea în pasajul acesta, puterea care o ridică deasupra celor mai dificile aspecte din viața personală și din viața de familie. O mamă, spre deosebire de tată, este tot timpul în mijlocul familiei, este tot timpul cu copiii. Sacrificiul pe care îl face mama în ce privește dăruirea personală este extraordinar. M-ați auzit mereu, reamintesc lucrul acesta, călătorind mult și vorbind la diferite conferințe de familie, fie aici în Statele Unite, fie în Europa. La urmă îmi place să discut cu frați și cu surori.
vin la mine cu tot felul de întrebări, cu tot felul de aspecte ale vieții și îi întreb, în special pe tați, pe bărbați, ce faceți dumneavoastră aici, cum vă descurcați, bine sau mai puțin bine, unde lucrați și îmi spune unde lucrează. Și apoi intenționat îi întreb câți copii aveți. Și spune, unii au 4 copii, alții au 5 copii, alții au 10 copii. Dar ce lucrează soția dumneavoastră? Și deci au 10 copii, ce soția mea nu lucrează nimic. Deci cu 10 copii nu lucrează nimic. Este uimitor să vezi cât poate să lucreze o mamă, cât poate să lucreze soția în familie. Am o admirație specială pentru soția mea, are o dragoste deosebită pentru familie, nu numai pentru familia noastră, pentru toate neamurile, încearcă să le strângă la oaltă și să le țină împreună. Este de admirat un har de felul acesta. O mamă, fiind atât de mult în mijlocul copiilor, atât de mult în mijlocul familiei, mai mult acasă, pentru că noi bărbații, tații, suntem cam duși de acasă, la lucru. Nu știu ce se întâmplă cu dumneavoastră în dimineața aceasta, nu știu. Sau în misiune, că plecăm mult în misiune, duși cu avionul, nu altfel. Fiind mult mama acasă cu copiii, are de multe ori, pe lângă bucurie, să vadă copiii crescând și sănătoși și învățând toate lucrurile, are de multe ori decepțiile ei, amărăciunile ei, depresiile ei, descurajările ei. Auzeam două mame discutând într-un parc. Fost cu familia, am trecut pe lângă ele și discutau. Și una spunea entuziasmată, atât de mult mă bucur de nepot, cum ne bucurăm și noi de al nostru, atât de mult mă bucur de nepot, este atât de dulce, este atât de drăguț și într-adevăr așa sunt nepoții. Și cealaltă mamă spunea, tu știi că eu am un singur copil, i-am dat toată viața mea, are 22 de ani, dar pentru că l-a născut handicapat și nedezvoltat nici intelectual, nici fizic, încă îl purta în cărucior pe copil. Și a zis așa, m-a atins foarte mult aceste cuvinte, în 22 de ani, de când îngrijesc de singurul nostru copil și soțul m-a abandonat și s-a dus și eu am rămas cu copilul, nici atâta mângâiere n-am avut să-l văd măcar odată zâmbind. Pentru că, fiind în starea aceea, nu știa copilul să zâmbească. Și un zâmbet ridică pe mamă, nu? Un gest al copilului, o drăgălășenie a lui te ridică. Dar dacă nu le ai, și chiar dacă le ai, mama poate și trece, nu numai că poate trece, prin foarte, foarte multe dificultăți. De aceea, nevoia de rugăciune, de dependență de Domnul, trebuie să fie o nevoie stringentă, acută în viața mamei. Mi-aduc aminte, eram încă în România și mi-am cumpărat să citesc ziarul, să vedem ce se mai întâmplă în lume, după puținele informații care erau pe vremea regimului trecut. Și în ziarul Scânteia, cred că zicea pe vremea aceea, era un ziar Scânteia al partidului, era o rubrică numită Faptul Divers, acolo unde se mici întâmplări care aveau loc în România și pe care guvernul din vremea aceea le mai scria. Faptul Divers. Și de data aceasta, Faptul Divers era pe o întreagă coloană. M-a surprins. Ia să vedem ce este la Faptul Divers. Și la Faptul Divers scria următorul lucru. Undeva în Oltenia, la țară, este această familie în care soțul este un bădăran, un vulgar, un bețiv și un om care își bate constant soția și cei doi copii pe care îi are.
Un om care își înflămânzește familia pentru că nu are bani pentru familie, are bani numai pentru bețiile lui și pentru destrăbărările lui. Soția a rămas însărcinată cu al treilea copil, scrie în Faptul Divers. Și când a început să se cunoască că este însărcinată, tot acolo spunea că a fost bătută crunt de foarte multe ori ca să piardă copilul. Lovită în pântece, lovită în abdomen, brutalizată, înfometată, să-și piardă copilul. Dar nu s-a pierdut copilul. Femeia a dus sarcina cu chiun, cu durere până la capăt. Înainte să nască, era primăvară, spune, în Faptul Divers, soțul ei a amenințat-o și a zis: dacă îl naști și pe acesta, al treilea, vă omor pe toți patru. Și era hotărât, pentru că atunci când era beat nu mai judeca nimic. Și de frică să nu se întâmple ceva cu ea și cu copilul care se naște și cu cei doi copii pe care aveau, femeia, i-a venit timpul să nască, s-a dus în grădină, unde tocmai se arase cu o zi înainte, cineva a arat cu un tractor grădina lor și a născut acolo în grădină, deci în condiții mizerabile. După ce a născut o fetiță, din nou, o fetiță, a luat niște vată, dispunea de vată, a umplut cu gura fetiței cu vată ca să nu plângă, să nu țipe, și a ridicat o brazdă din aceea cum arată în grădină și a pus fetița în brazdă și a pus brazda peste ea ca să o ascundă de ochii soțului, bădăran și vulgar și brutal. Au trecut 48 de ore, scria la Faptul Divers, timp în care ea nu s-a dus în grădină de frică să nu vadă că e mort copilul și să nu o descopere cineva acum. Dar vecinii, care știau că ea este însărcinată și că trebuie să nască, s-au dus la miliție și a spus: femeia aceasta trebuia să nască, parcă a născut, dar noi nu vedem copilul. Au verificat la spital nu se prezentase la dispensar cum era acolo. Și atunci a venit miliția, scrie acolo, în ziar, și au interogat-o și au întrebat-o: trebuia să naști, ce s-a întâmplat? Și plângând și de frică și tremurând, femeia a spus: da, am născut, dar de frica soțului, care mi-a spus că mă omoară de data aceasta, după câte bătăi am primit, am născut în grădină, am pus fetița acolo sub o brazdă și am pus brazda peste ea. Autoritățile s-au dus, spunea ziarul, au luat brazda și, minune, fetița încă era vie. Fetița încă era vie. Au luat-o, au dus-o la doctori și s-au ocupat de starea ei, de sănătatea ei, și a ieșit în afara oricărei pericol de viață. Și apoi concludea acolo articolul în felul următor: într-o zi, această fetiță va deveni poate o adolescentă. Va avea 14, 15, 16 ani. Până atunci, autoritățile statului o să-i dea drumul din pușcărie acestui bădăran care este tatăl ei. Va veni acasă, probabil, să-și vadă familia. Fetița, neștiindu-l bine, poate că se va duce și se va așeza pe genunchii lui și îi va pune o întrebare: tată, eu nu te-am văzut pe tine până acum, dar am o întrebare pentru tine. Cât de prețioasă a fost viața mea pentru tine când m-am născut? Și spunea acolo, ce o să-i răspundă criminalul acesta? Așa de prețioasă cât un anunț la Faptul Divers. Părinții sunt puși și unele mame sunt puse într-un stres teribil, în situații atât de delicate că este greu să le descrii. De ce credeți dumneavoastră că în pasajul pe care l-am auzit din profetul Isaia la timpul de rugăciune, Dumnezeu aduce în fața lui Israel și în fața noastră această scenă? Poate o mamă să uite copilul pe care l-alăptează? Uitați că poate o mamă să uite copilul care lăptează. Unele mame au mintea murdară, au minte criminală, dar cele mai multe mame sunt mame care se sacrifică, nu își uită. Dar dacă există o mamă care își uită copilul pe care l-alăptează, un fapt este cert: Dumnezeu nu ne uită.
Și Dumnezeu nu uită mamele care îngrijesc copiii. Dar aceste mame care îngrijesc copiii trebuie să învețe și să reînvețe să depindă de Dumnezeu. Și această depindere de Dumnezeu este în rugăciune, cu credință. În pasajul pe care l-am citit sunt patru dimensiuni ale rugăciunii, patru puteri ale rugăciunii pe care o mamă le poate experimenta în procesul de creștere a copiilor ei, în procesul de sănătate personală, în procesul de slujire în familie. Și în primul rând, când vorbim de o mamă și de rugăciunea ei, scumpe mame și soții, rugăciunea mamei are putere să vă învioreze Duhul. Un om este construit trinitar, după chipul lui Dumnezeu, trup, suflet și Duh. Duhul nostru, partea spirituală care este rezultatul suflării lui Dumnezeu în Adam. Când a suflat Dumnezeu peste Adam, a suflat din Duhul lui Cel Sfânt, din personalitatea lui Dumnezeu. Și Adam a devenit un suflet viu. Contactul dintre Duhul Domnului și trupul de lut al lui Adam a rezultat într-o a treia dimensiune, și anume sufletul s-a animat. Exact cum vă spuneam în alte ocazii, că foarte mulți nu înțeleg ce este sufletul. Vedeți, sunt becuri aici deasupra mea și sunt becuri deasupra dumneavoastră. Dacă becul acesta, considerați-l trupul. Trupul. Curentul electric care este întrerupt acum ca să ajungă la bec, considerați-l Duhul. Când curentul electric este suflat, dacă vreți, vorbesc acum omenește, când curentul electric este lăsat să vină în bec, contactul dintre curentul electric și trupul acesta bec, care este rezultatul? Lumina. Na, lumina este sufletul. Lumina este sufletul. Rezultatul contactului dintre trup și Duhul Domnului este sufletul, animarea, mișcarea. Aceste trei dimensiuni ale omului, de aceea suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, aceste trei dimensiuni ale omului pot să fie bucuroase, pot să fie depresate, pot să fie descurajate și fiecare parte din noi poate să fie afectată, fie pozitiv, fie negativ. O mamă are șansa aceasta să trăiască mai intens fie pacea, fie bucuria, fie dezamăgirea. Și de multe ori, în procesul acesta de creștere al copiilor, dacă vezi că cei pentru care te sacrifici, nu mănânci, nu dormi, abia au apucat să umble în picioare, abia au apucat să deschidă televizorul sau computerul, cum este acum, și observ că nu mai învingi cu ei, nu te mai ascultă, nu poți ca să-i stăpânești, nu poți ca să-i liniștești. Reacția prin care trece o mamă și prin care poate să treacă oricare mamă este una de descurajare, este una de disperare la un moment dat. Și ceea ce pierde mama este pacea sufletească în momentul acesta, chiar dacă crește copilul. Sau poate copiii au ajuns adolescenți și în loc să îi vezi că sunt oameni care beneficiază, știu să se folosească de sacrificiul mamei, de sacrificiul tatălui, de educația care le este oferită, de efortul pe care îl faci să o ducă mai bine decât tine, fug de la școală, ajung vagabonzi, se înhăitează cu toți derbedeii viacului, folosesc droguri, se comportă vulgar și necivilizat, nu respectă, îți întorc vorba, vorbesc urât. Cât îi fi de părinte, cât îi fi de mamă și de tată, cât îi fi de gingaș, dacă este un lucru pe care poți să-l pierzi, este pacea. Mame scumpe, una din puterile rugăciunii este să vă reînvioreze Duhul și să vă redea pacea. Uitați ce spune și cuvântul Domnului. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să-ți asculte rugăciunea. Cel ce poate să vă restabileze și să vă învioreze Duhul și să vă dea din nou pacea și confidența că Dumnezeu veghează asupra voastră,
Dumnezeu onorează munca pe care o faceți. Și Dumnezeu va aduce și va întoarce pe fiul acela rebel, pe fiica aceea rebelă și obraznică, vulgară. Ceea ce trebuie să-ți restabilească pacea este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și de aceea aș vrea să încurajez orice mamă să nu înceteze să se roage. O mamă care nu se roagă își uită menirea. În propria putere nu poți crește un copil. În propria putere nu poți să faci față acestei slujbe atât de înalte care este creșterea și educarea copiilor. În propria putere nu. Însă cu ajutorul lui Dumnezeu se poate orice ce. Au fost atâtea mame și în societatea contemporană, din nefericire, sunt atâtea mame unde lipsește tata. A single parent. Dacă vrei să ai parte de bucurie, de un copil binecuvântat, de un copil transformat, copilul acesta trebuie să fie adus în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Mama trebuie să fie prima pildă pentru copilul acela că se roagă. Pentru că, știți, copiii noștri ne imită. Fratele Wumbrandt avea o vorbă, mi-a plăcut foarte mult și o amintesc mereu, zicea fratele Richard Wumbrandt, pentru cei ce nu știți de numele acesta, Richard Wumbrandt, dânsul a fost un păstor român de origine evreu, păstor luteran, care a petrecut 14 ani și jumătate în închisorile comuniste din România. Ne vizita des aici pentru că locuia în apropierea noastră, înainte ca să plece acasă la Domnul, venea deseori și printre altele, fratele Richard Wumbrandt spunea, când Dumnezeu a îngăduit să se scrie cuvântul lui, el s-a gândit special la români, pentru că a scris epistola apostolului Pavel către români, așa? Apoi a văzut, zice, că dintre români unii sunt mai încăpățânați, zice, și a făcut epistola apostolului Pavel către gălățeni. Să nu se supere cei din Galați, nu? Către galateni, dar dânsul zicea gălățeni. Și zice, în sfârșit, zice, când Dumnezeu s-a gândit la noi, a înțelepțit pe români să dea cel mai potrivit nume urmașilor lor. Copii, adică de la copie. Zice, românii au cel mai potrivit nume pentru copii. Copie. Și într-adevăr, copiii ne sunt copii. Ne sunt copii. Dacă ai înjurat în jurul lor, să nu te aștepți ca să binecuvinteze. Vor înjura. Dacă scuipi, și ei scuipă. Dacă te rogi, și ei se roagă. Te copiază. Și o mamă trebuie văzută rugându-se. Și rugăciunea aceasta, scumpe mame, are putere să vă restaureze pacea. Asta înseamnă înviorare în duh. În al doilea rând, rugăciunea are putere să vă restaureze sufletul ridicându-vă din depresie. Ia uitați ce spune cuvântul Domnului. A mâncat, versetul 18, partea finală, și fața ei n-a mai fost aceeași. Ce este în suflet se vede unde? Pe față. Pentru că uitați-vă, în versetul 7 și 8, în legătură cu Ana. Și în toți anii era așa, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, i-a zis, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este inima tristă? Este vorba de depresie psihică. Un părinte se depresează, o mamă se depresează. Poate că pentru unii este greu să audă lucrul acesta, dar poți să fii în biserică, poți să fii oriunde. Descurajările, dezamăgirile, decepțiile, și dacă sunt descurajări și dezamăgiri și decepții, de foarte multe ori sunt, tocmai în acest proces delicat de creștere al copiilor. Mama își pierde liniștea sufletească, își pierde pofta de mâncare, își pierde bucuria. Și lucrul acesta apoi se vede pe fața ei, se vede pe comportamentul ei.
Se vede în atitudinea ei. Toată casa vede, așa cum am auzit deja din proverbe. Dacă are inima bucuroasă, toată casa este veselă. Dacă are inima amărâtă, tristă, toată casa este amprentată de această tristețe. Deci e pentru toate mamele. Aș vrea să le readuc aminte acest adevăr puternic. O mamă trebuie să nu uite să se roage în fiecare zi. Pentru că rugăciunea nu numai că îi înviorează Duhul aducându-i pace, rugăciunea îi vindecă sufletul, scoțind-o din depresie, din descurajare, din decepție. Pentru ce ți este tristă fața? Pentru ce plângi și nu mănânci? Rugăciunea te pune din nou în prezența lui Dumnezeu. Te pune din nou în legătură cu Dumnezeu. Și îți vindecă sufletul. Amărăciunea sufletului, dezamăgirea sufletească, aș vrea să știți că pe toți oamenii de sub soare îi prinde. Nu este om. Aduceți-vă aminte de Iisus Hristos, omul desăvârșit. De exemplu, în cazul lui și în dreptul lui, când s-a apropiat de momentul trădării lui, de momentul morții, care au fost cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos? Sufletul meu este cuprins de ce? De o întristare, cum spune? De moarte, adică am așa o amărăciune sufletească, o așa depresie că este soră cu moartea. Asta înseamnă când spune de o întristare de moarte. Este soră cu moartea, starea mea sufletească este atât de bulversată, de întoarsă, de răsturnată. Parcă nu mă mai pot concentra, parcă nu mă mai pot gândi. Ei, profetul Ilie trece pe acolo. Și ceea ce se întâmplă atunci când cineva este în depresie, când cineva este în descurajare, când o mamă este descurajată, într-o astfel de stare, de multe ori ai hotărâri care sunt nepotrivite cu felul de a fi om al lui Dumnezeu. Sunt nepotrivite cu felul de o gândire sănătoasă, ca o gândire în timpul zilelor bune. Uitați-vă la Ilie, pentru că este în depresie, spune că dorea să moară. Dorea să moară. A fugit de fața Izabelei și spunea acum, Doamne, ia-mi viața, mai bine să mor, nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Este o vorbă care o auzi deseori în familie. M-am săturat, mai bine mor. Și mamele și tații spun lucrul acesta. M-am săturat. Nu vreau să văd nenorocirea copiilor mei. Nu vreau să văd starea în care vor ajunge. Mai bine să mă ia Domnul. Este amărăciune sufletească. Este depresie sufletească. Rugăciunea, frați și surori, doamnelor și domnilor, are putere să ne ridice și să vă ridice dintr-o depresie sufletească. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-a schimbat. S-a schimbat. Apoi este a treia dimensiune a rugăciunii. Pe lângă înviorare duhovnicească, că îți dă pace, înviorarea Duhului, pe lângă înviorare sufletească, te scapă de depresie, de dezamăgiri, de descurajări, rugăciunea îți redă și sănătatea fizică. Rugăciunea îți redă și sănătatea fizică. A mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Se cunoaște pe față. Nu? Oamenii se uită la noi și ne spune, ce te-ai îngrășat? Dar de unde știi? Ce se vede pe față? Sau pe costum. Rugăciunea te reface și fizic, pentru că atingându-ți sufletul și atingându-ți Duhul, hotărârea de viață este cu totul alta. Pofta de mâncare ți este reluată. Mișcarea este alta. Puterea cu care te dărui și cu care lucrezi pentru o familie este alta. Sănătatea este alta. Am auzit la timpul de rugăciune. Dumnezeu este scutul și adăpostul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată.
niciodată în nevoie. Și noi avem și nevoi de protecție, avem și nevoi fizice, avem și nevoi de sănătate. Poate, știu că partea mea asta cunoașteți lucrul acesta, dar vă aduc aminte din nou. Eram în București, la institut, și miercuri seara am predicat cuvântul Domnului în biserica din Crângaș, București. La sfârșitul serviciului divin a fost un cuvânt profetic. Noi credem că Dumnezeu vorbește și astăzi, nu? Amin. Și acest cuvânt profetic a venit printr-o soră și a fost sunat în felul următor. Zice așa, cumva, ascultă, bărbatule, tu care ești slujitorul meu și umbli cu Evanghelia mea peste mări și țări. Diavolul îți urește sufletul așa de mult încât a hotărât pieirea ta. A hotărât pieirea ta. Își va întinde mâna împotriva ta curând, foarte curând, foarte curând, foarte curând, ca să te omoare. Vei vedea cu ochii tăi, dar nu se va putea atinge de tine. Mâine, joi, un prieten din Târgoviște, Arghir, unii dintre cei ce sunt aici îl cunosc, și în familia Sighete am fost cu ei. A venit la București și a zis, acum, astăzi veniți la noi, frate Gog, la biserică și n-ați fost niciodată în biserica asta nouă, trebuie să vestiți cuvântul Domnului aici și să vă rugați pentru noi. Și m-am lăsat convins. Am terminat, am predat la institut până la ora 2:30, 3, și mi-am urcat în mașină și am plecat la Târgoviște. Am predicat cuvântul Domnului în Târgoviște, m-am rugat cu frații pentru nevoile lor, ungeri cu un de lemn. Și dar în timp ce făceam lucrul acesta și mă pregăteam acum să mă întorc la București, Duhul Domnului mi-a mișcat soția. Și a simțit ca și când ar auzi în Duhul ei, roagă-te pentru Lazar, roagă-te pentru Lazar. Și impulsul acesta pentru rugăciune pe care soția l-a avut, a pus-o pe genunchi să se roage, să strige înaintea Domnului pentru mine. Am urcat în mașină cu fratele acesta și ne-am întors la București. Eram 11:30 în noaptea. Drum pe care îl facem fiecare zi de câteva ori. Dar un drum care la un moment dat are o curbă de 90 de grade. Povestind cu mine, mașină nouă, avea un Audi nou, mergea 120 de km pe oră pe drumurile cele destul de înguste în România, l-am auzit numai la un moment dat zicând, vai, v-am omorât! Astea au fost cuvintele. Vai, v-am omorât! Eu m-am speriat, am sărit în aer cu mașina pentru că n-am mai putut să ia curba, ne-am dus de câteva ori peste cap și am căzut într-un ogor, într-o mlaștină care s-a ridicat mașina până la deasupra pragului de intrare în mașină. N-am mai putut deschide ușile. Sigur că mașina s-a stricat, tot a crăpat când ne-am bătut acolo de pământ. Și tot striga, v-am omorât, v-am omorât, Doamne Iisuse! Și am zis, stai cu minte, că nu m-ai omorât, că sunt în viață, stai cu minte. Sunteți viu? Da, sunt viu. Păi și tu ești viu. Sigur s-a speriat om. A încercat să deschidă ușa, n-a putut. A dat cu piciorul în geam, a spart geam și a ieșit pe geam. Și a zis, nu coborâți, frate Go, că zice, până în genunchi noroiul. Zice, să nu crezi tu că eu cobor de aici. S-a dus omul în stradă, a oprit două camioane, au fost foarte amabili oamenii, foarte, foarte, foarte simpatici și vreo oră și jumătate prin noroiul acela au legat mașina cu ceva frângă-i cablu și ce au avut ei pe acolo și au tras mașina și eu am rămas în mașină, m-au tras afară. Tu întrebau, dar cine-i domnul ăla din mașină? Am luat o ocazie și am plecat la București. Și v-am spus dumneavoastră duminică dimineața când m-am întors acasă lucrul acesta. Ca să vedeți cum lucrează rugăciunea soției, a mamei, cu rugăciunea mamei.
Mergând spre casă, a sunat telefonul. Am o soră, se uită și acum, I love you, Dina, în Olanda, se uită întotdeauna pe internet și m-a sunat la telefonul, îmi drum spre casă și a zis, tu ai avut accident în România? Zic, da, dar de unde știi? Păi ce, te-am auzit acum, cum ai predicat? Și am sunat și pe mama, și să spun ceva, am sunat-o și pe mama. Și asta ca să încurajăm mamele să se roage, mamele copiilor noștri, soțiile noastre și mamele noastre, chiar dacă sunt în vârstă, să se roage Domnului. Mama Elina se roagă mereu pentru mine când mă duc în misiune. Și am sunat pe mama și am întrebat, mamă, tu știi că Lazar a avut accident? Și a zis, mamă, nu, cum e? E sănătos, cum e Lazar? Și a spus, nu, zice, Lazar e acasă deja, e în America, ce l-am văzut la computer, la internet. Dar a avut accident. Și auzi ce spune mama. Ăștia știu când a avut accident. Joi seara, la 11:30. Ați auzit? Joi seara, la 11:30. Soția mea se ruga aici, la impulsul Duhului Sfânt, acasă, pentru că nu a lăsat-o Duhul Sfânt să fie liniștită, roagă-te pentru Lazar, roagă-te pentru Lazar. Și în același timp, Dumnezeu a determinat-o pe mama să se roage în România. S-a terminat serviciul divin joi seara acolo la țară unde locuiește mama și o bătrână era în biserică venită dintr-un sat vecin. A venit să se vadă, să întâlnească pe cineva, o soră de la oastea Domnului. N-a întâlnit pe nimeni și acum a vrut să plece acasă, pe întuneric, drumuri noroioase și mama, care e singură, a zis, păi cum să te duci tu acasă, zice, pe 6 km pe jos? Rămâi aici și te curgi la mine, casa e goală. Au rămas două bătrâne să se roage. S-au rugat. Și în timp ce s-a rugat, Duhul Domnului s-a coborât peste sora aceasta de la oastea Domnului. Și auziți ce spune cuvântul Domnului prin această soră. Zice către mama, zice, femeie, tu plângi pentru copiii tăi. Am să-ți ascult rugăciunile și voi avea grijă de ei. Ca semn că ți-am vorbit, zice, iată chiar în clipa aceasta, zice Domnul, cel rău a întins mâinile ca să ia viața fiului tău. Nu știa sora aceasta de istoria noastră? Să ia viața fiului tău care umblă cu Evanghelia mea peste mări și țări. Zice, iată cum sunt în aer și se răstornă. Dar eu îi opresc mâna și nu va avea nicio zgârietură, zice Domnul. Și m-am sculat de acolo din accident fără nicio zgârietură. Pentru că s-a rugat soția, slăvit să fie Domnul, s-a rugat soția, s-a rugat mama. Rugăciunea mamei are putere de sănătate, putere de prezervare. Și avem un Dumnezeu care lucrează cu noi și nu lipsește niciodată în nevoi. Și apoi, dacă rugăciunea mamei îi înviorează Duhul, îi dă pace, îi înviorează sufletul, ridică din depresie, îi poartă de grijă fizic. Cel de-al patrulea lucru care este de asemenea extraordinar de mare și de important, mame scumpe, rugăciunea vă repune din nou în mijlocul familiei. Vă repune din nou în mijlocul familiei. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors acasă. Rugăciunea nu te trimite în altă parte. Nu te trimite la alt bărbat, nu te trimite la altă femeie. Rugăciunea te trimite acasă. Acasă. Dacă nu te rogi, te duci în altă parte. Dacă nu te rogi, te duci în alte locuri, în locuri străine. Dar dacă te rogi, rugăciunea are putere să te aducă acasă. Nu-i glorios? E glorios. De aceea, pentru mamele noastre care ne-au născut pe noi, care vorbim, pentru mamele copiilor noștri, Biblia le aduce aminte. Rugăciunea are o putere extraordinară. Putere de înviorare, vă dă pacea din nou. Putere de vindecare a depresiei, a amărăciunilor prin care treceți. Este putere de redare a sănătății fizice. Și mai ales este o putere care ne ține în familie, ne ține împreună, ne ține acasă.
Mă rog Domnului ca toate mamele să nu uite secretul și puterea rugăciunii, să nu uite beneficiile pe care rugăciunea le are, pentru că depinzind de Dumnezeu vom avea case binecuvântate. Cine ne poate purta mai bine de grijă decât Domnul? Cine ne poate rezolva mai bine problemele noastre decât Domnul? De aceea, în special pentru mame, dar nici tații să nu uite lucrul acesta. Amândoi părinții trebuie să fie oameni ai rugăciunii. Și mă rog Domnului ca acest gând și această învățătură biblică să se întipărească adânc în sufletele noastre, pentru ca familiile și casele noastre să arate familii și case în care locuiește Dumnezeu. Amin.